Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Inimă rănită, episoadele 19, 20, 21, rezumat. Ferit dispare. Calul lui Ferit se întoarce singur la fermă, iar Bahtiar îl vede și își dă seama că Ferit a fost rănit. Bahtiar anunță familia Sancaxade și toată lumea începe să-l caute pe Ferit, dar din păcate nu este nicăieri. După ce Bahal a găsit pe Ferit în stare de inconștiență, l-a dus pe munte, sperând că va muri. Ferit o vede în vis pe Aise și îi roștește numele, iar Bahal se enervează. La un moment dat, Ferit se trezește și cere apă. Bahal își lasă furia deoparte și îi dă apă să bea, apoi îl duce într-un sat din apropiere și îl lasă în grija unei familii. A doua zi, Handel găsește pe Ferit în sat și îl duce la conac. Toți de la conac sunt fericiți și îl îmbrățișează pe Ferit. Aise încearcă să fie aproape de el și să îl îngrijească, dar el este încă supărat pe ea de când i-a spus că ea nu are sentimente pentru el și o ține la distanță. Handele spune tuturor că ea l-a găsit pe Ferit pe munte, iar un tip a ajutat-o să-l ducă în sat. Baha o caută pe Hande acasă și o presează să-l ajute, altfel îi va spune totul lui Ferit. Hande îi oferă bani și o carte de identitate falsă. Următoarea zi este ziua de naștere a lui Aise. Aise îl întreabă pe Ferit dacă ar vrea să iasă împreună în oraș. În seara aceea, dar el este distant și îi spune că nu are timp. Aise merge singură la un local și își cumpără o bucată de tort. Ospătarul îi spune că îi pare rău pentru ea că este singură, dar ea îi spune că este obișnuită să sărbătorească singură ziua de naștere. Mugeu îi spune lui Ferit că este ziua de naștere a lui Aise. El regretă felul în care s-a purtat cu Aise și merge în oraș după ea. Când o conduce la mașină, Ferit îl prezintă pe noul șofer. Aise este șocată când vede că noul lor șofer este Bahal.